A tăcea ca porcul în păpușoi sau a tăcea ca porcul în cucuruz. Astăzi o să vorbesc despre o nouă expresie legată de porc. Cum spuneam, săptămâna aceasta va fi o săptămână dedicată porcilor. <laughs> Personal simt că multe din aceste expresii legate de, legate de substantivul porc sunt mai vechi. De ce? Pentru că sunt legate de multe ori de viața la țară, poate de obiceiuri mai vechi și poate nu atât de actuale pentru un tânăr de, să zic, Um, 16 ani din București, care <laughs> cumpără carne de porc din magazin și nu are atât de mult contact cu regnul animal um, și animale domestice. Regna animal, adică mai multe animale sau. Um, uh, da. Nu o să intru acum pe detalii legate exact de lucrul ăsta. Acum, o altă expresie, atăcea ca porcul în păpușoi, înseamnă că cineva tace când de fapt ar trebui să vorbească și persoana respectivă tace și evită, nu vrea să răspundă la niște aluzii la o întrebare, la o, să zic, o învinuire, când învinuiești pe cineva, um, ca și cum persoana respectivă se simte vinovată și nu vrea să răspundă, se face că nu aude. <laughs> se preface că nu aude. <laughs> um, Cucuruz se folosesc în anumit. Cucuruz este sinonim pentru păpușoi. În Moldova se folosește păpușoi, de aceea eu am auzit uh, expresia tăcea ca porcul în păpușoi. Uh, nu o folosesc, această expresie nu o folosesc pentru că multe din expresiile legate de acest cuvânt. Uh, pentru mine sunt le simt ca fiind mai vechi. Um, dar, absolut, de exemplu, expresia pe care um, v-am învățat sau, mă rog, despre care am vorbit, a îngrășa porcul în ajun, e o expresie populară <laughs> care se folosește și o folosesc și eu sau a face pe cineva albie de porc. Se poate folosi, nu o simt fiind foarte veche, sau ca porcu, cum am spus ieri, am mâncat ca porcu, abia ca porcu, sunt actuale aceste expresii. Dar expresia de astăzi, a tăcea ca porcul în păpușoi, o simt un pic mai veche. Pe lângă această expresie, există și alte expresii mai vechi. Pentru mine sunt mai vechi, să zic, sau se folosesc în anumite regiuni din România sau în anumite comunități. De exemplu, amâna porcii la gir sau. De exemplu, a mânca porcii la jiri sau a întoarce porcii de la jiri acasă sau a nu fi în porcii lui, a avea norocul porcului. Știți că chestia asta cu norocul porcului e cunoscută în mai multe culturi și mai multe limbi. Se pare că acest porc este foarte norocos și mai ales dacă te naști în... Zodia porcului înseamnă că ești foarte norocos. <laughs> Există și norvegiană expresie legată de por porcul norocos, de exemplu. etc. Uh, încerc să spun că sunt mai multe expresii legate de acest substantiv. Uh, săptămâna aceasta voi vorbi despre porc, dar nu voi discuta despre absolut toate. Expresiile și recomandarea mea este să aruncați o privire pe dexonline.ro sau alte site-uri românești care explică aceste uh, expresii. A arunca o privire înseamnă a se uita superficial, nu tocmai în profunzime. OK? Dar, cum spuneam, astăzi o să vorbesc despre expresia familiară a tăcea ca porcul în păpușoi. <laughs> e simpatică în același timp, pentru mine personal e un pic amuzantă când cineva folosește această expresie sau când o aud. Uh, repet, eu nu o folosesc și nu cred că am folosit-o vreodată, <laughs> uh, dar acum cred că înțelegeți ce înseamnă expresia asta. Uh, păpușoi este un substantiv, uh, un păpușoi, care înseamnă cucuruz și înseamnă porumb. De exemplu, știți că avem făină de făină de grâu, e făina aia albă din care se face pâine și făină de păpușoi sau făină de porumb sau într-un cuvânt mălai, un mălai, astea sunt, înseamnă făina aia galbenă din care se face mămăligă mămăliga aia clasică românească, mămăliga, adică polenta în limbaj, să zic, internațional, adică în engleză și mai multe limbi, îi spui polenta ca să fii înțeles. Dar în limba română se numește mămăligă. Și mămăliga se face cu făină, făină de mălai, acum nu mai știu făină, mălai sau făină de păpușoi. Haideți să vă dau și două, trei exemple legate de această expresie. Cei doi discutau despre cine a mâncat dulciurile din casă și în același timp Cornelia um, își vedea de treaba ei prefăcându-se că este ocupată. De ce taci ca porcul în păpușoi? <laughs> zise unul dintre ei. În acest exemplu destul de lung și complicat, <laughs> două persoane discută cine a mâncat dulciurile din casă, iar a treia persoană, care este cea vinovată, uh, se face că plouă. Că nu aude, că nu știe. De ce? pentru că este persoana vinovată. Adică, fix ea, Cornelia, a mâncat dulciurile. A se fa se, când spui în română se face că plouă, înseamnă se preface că nu aude. Se preface că nu știe. E prefăcut, ipocrit, pot să spun, da? Se face că plouă. Este o expresie în limba română. <laughs> Ok, exemplu numărul 2. De ce taci ca porcul în păpușoi acum când tu știi foarte bine că tu ai fost persoana care l-ai sunat pe directorul companiei? În acest caz, în exemplu ăsta, o persoană direct este... Acuzată că tace ca porcul în păpușoi, când știe că ea este vinovată. Ok? Uh, sau um, la întâlnire au fost toți de față și uh, responsabilul cu uh, calculatoarele distruse tace acum. Ca porcul în păpușoi. Adică, persoana responsabilă care a stricat, poate, aceste calculatoare, tace a, <gântu -i> a, a, pentru că se simte vinovat, sau știe că este vinovat, se preface că nu aude. Sau nu răspunde la aluziile care se fac. Spre sfârșit, de ce porcul în păpușoi? Pentru că porcul, când vrea să mănânce și să nu fie deranjat, se ascunde în păpușoi. Sau, când vrea să se ducă să își facă nevoile, se ascunde în păpușoi ca să nu fie văzut aș face nevoile înseamnă a merge la wc Când mergi la wc să faci pipi sau caca. Astea sunt cuvinte mai mult pentru copii, așa, un limbaj pentru copii, că faci pipi sau faci caca. Ok? Pipi adică numărul 1 și caca numărul 2. Asta vă spun ca să înțelegeți, dar nu se spune așa în română. Frumos, poți să spui a face nevoile, ok? Și se pare că porcul care se duce în păpușoi <laughs> își face nevoile, se ascunde să nu fie auzit și simțit de alții. Știm că păpușoi, o cultură de păpușoi sau de porumb, practic porumbul este o plantă înaltă. Este o plantă foarte înaltă. Și pentru că planta asta este foarte înaltă, acolo unde este porumb, sau este cultură de porumb, porumbul este foarte înalt și nu te poți vedea. <laughs> și atunci porcul deștept, inteligent, dacă vrea să mănânce ceva sau dacă vrea să facă ceva și să nu fie văzut și se ascunde, unde se duce în popușoi? Cel puțin așa se spune în cultura românească. De aici și expresia a tăcea ca porcul în păpușoi. Știi că ești vinovat, dar te faci că plouă. <laughs> te prefaci că nu știi, că nu auzi. Inteligent acest porc, nu? Voi ce ziceți. O zi bună, ne auzim pe mâine, numai bine.